Trebuie de stat izolați, trebuie cumva că nimeni să nu poată intra la noi și nici noi să nu putem duce nicăieri. Că numai așa să putem noi să păstrăm neamul nostru integru și să nu ne lăsăm cuceriți de alții. Mai scurt, planul nostru e plan foarte radical, de blocarea țării noastre și izolare totală de orice fel de alții inamici și orice fel de alte popoare, dar în special și în primul rând de poporul care se crede că are ceva drept asupra țării noastre, asupra limbii noastre, asupra teritoriei noastre integre și indivizibile, și anume poporul român. Și noi trebuiește să izolăm cât mai tare și cât mai sigur să ne asigurăm că nu cumva cineva, vreun român, cumva scal și ciorul, o spune ciorul la noi în țară și nu cumva vreun moldovan, cumva să greșească, să facă greșeală fatală, patriotică, adică de tradator, și scal și pe teritoriul românesc. Și deși planul nostru e foarte simplu. Începem prin izolarea Moldovei cu un gard de beton de 200 de metri. Pe gardul ăsta o spunem sârmă din pat prin care îți dăm drum la 80.000 de volți. Așa, asta e doar numărul 1. Numărul 2. Săpăm după gard, săpăm o nouă albie pentru Prut, unde dăm drum la rechini, care se aduce din Oceanul Pacific. Săpăm o nouă albie, dăm drum la lavă încolo, o să importăm lavă din alte țări, o să punem acolo până când e lava și ea stochească pământul de sub și să ajungă la lava noastră moldovnească. Noi tot avem lavă și crezi că numai Hawaii și ăștia au lavă și moldovenii au lava lor. Astfel încât noi știm să avem o siguranță atunci când dormim că copilul moldovan n-a să trezească într-o zi cu cotropitor român, cu șibota românească, la dâns în casă. Pe urmă, și mai zis, facem niște păduri. Mă scuzați. Păduri, punem păduri și dăm drum la Luchi Hămățiți acolo. Că dacă cumva vreun român sau vreun moldovan care vrea să fugă din țară, să prăpădești prin pădurile cele, să mănânci și Luchi și Hămățiți. Dacă nu ajung Luchi, aducem și felfile păienjeni și insecte de astea trăjitoare care se muște pe ori și criminal și de asta care încalcă frontiera sfântă a țării noastre, să-l muște și să-și țină el minte pe totdeauna. De asemenea, tot în pădurile cele vrem să dăm drum la cobri, avem niște cobri moldovnești noi făcute, modificate genetic, geneticienii noștri se ocupă foarte intens cu modificarea cobrilor și lupi, iarăși tot sunt modificați genetic, lupi sălbatici, debili, care fără ochi, special, care suf, care niroasă, nu sunt modificat genetic, să niroasă românul de la 2 km, duc să-l pândească și să-l muște, să-l mănânce, adică de tot. Și noi vrem să ne izolăm nu doar de oameni străini, venetiși, care sunt în țara noastră, care nu sunt în țara noastră, dar vrem să ne izolăm și de particule microscopice, ca de exemplu aer românesc, ploaie românească, bacterii românești, dar de este cu una cu două nu te poți izola așa. Și deși ne-am gândit noi să facem o cupolă groasă care să acopere toată Moldova, ca nu cumva ploaia să vină din alte țări să ne ploaie. Noi ne ajunge și ploaia moldovnească. Noi ne putem descurca și singuri și fără alți ajutoare. Și mai scurte că este planul nostru. Pentru viitorul țării și a copiilor și a nepoților noștri înainte. Înainte, după Ştefan cel Mare. După Ştefan cel Mare. Mulțumesc, la revedere! La revedere!